În Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Sfânta Cruce a fost cinstită prin liturghie arhierească la Mănăstirea Coslogeni. Preasfințitul Părinte Vincențiu a binecuvântat astăzi credincioșii prezenți la așezământul monahal din județul Călărași, ce poartă hramul Înălțarea Sfintei Cruci. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre urmarea lui Hristos pe calea crucii. Mulți doreau să îi devină ucenici. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos are un mesaj deosebit de aspru pentru cei care vor să-L urmeze, să fie ucenici, spunând: oricine vrea să vină după mine, adică oricine vrea să-mi fie ucenic, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă aș lua crucea? Expresia asta o auzim de numărate ori în zilele noastre. Și sigur s-a auzit de-a lungul celor 2 milenii. În zilele noastre a-ți lua crucea înseamnă a suporta încercările vieții de zi cu zi, aceste ispitiri pe care ucigăltoaca le aduce cu timp și fără timp asupra noastră. Colecta pentru Fondul Central Misionar a continuat și aici, unde credincioșii au strâns suma de 1.135 de lei.